Creșterea nivelului de siguranță a celor mici constituie o preocupare constantă pentru noi, cei care ne preocupăm zilnic de siguranța celor din stradă. Așa. Vreau să vă spun, să accentuez chiar că educația rutieră înseamnă viața uneori însăși. Județul Buzău are situație operativă deosebită, având în vedere drumurile pe care ne tranzitează. Problematică care spunem noi că este controlată cum se cuvine de către colegii mei. Dragi elevi, stimați colegi profesori din țară, vă mulțumesc pentru că ați dat curs concursului celei de-a treia ediție desfășurate la Buzău. Acestea sunt, de fapt, sensurile și filozofia acestui concurs de suflet, care continuă proiectul de suflet Educație Rutieră, Educație pentru Viață. Și mai cred că acest tip de concursuri contribuie esențial la formarea copiilor pentru viață. Este un antrenament excelent pentru viață și vă felicit că ați ales să dedicați o parte din vacanță unui exercițiu pentru viață. Mult succes tuturor! De fiecare dată! Păi cum să începem? Bună ziua, bună ziua copii! Cred că o să vă simțiți, încep așa puțin mai, că e vară, sunteți în vacanță și voi sunteți niște copii deosebiți, chiar dacă sunteți în vacanță, uite, participați la acest concurs important. Bine ați venit prin județul Buzău. Vreau să încep să dau cezarului chiar cezarului, să mulțumesc Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Școlar Județean, nu în ultimul rând Inspectoratului General al Poliției și la toți cei implicați. Rezultatul pe care îl veți obține, să știți că pentru noi sunteți cei mai buni, cei mai curajoși și dați dovadă de multă responsabilitate, de nevoia de a cunoaște lucruri noi și de a fi un model pentru cei din jurul vostru. De la Brăila, Școala Gimnazială Spirul Haret din Surătei. De la Buzău, Școala Gimnazială Luca Cuporului. În perioada 2-5 iulie, în municipiul Buzău, se organizează faza finală a concursului național Educație Rutieră, Educație pentru Viață, la care și-au anunțat participarea un număr de 28 de județe, care au câștigat faza județeană din județele unde provin. Acest concurs constă în parcurgerea a trei etape, a trei probe, o probă teoretică de cunoaștere a legislației rutiere în ceea ce privește deplasarea cu bicicleta și încă două probe practice, proba poligon și proba traseu, în care micii bicicliști își vor demonstra abilitățile de a parcurge un traseu, așa cum a spus, cu obstacole, cu limitația unor situații reale.